Cervantes, Don Quixote, capitolul al patrulea, despre ceea ce i s-a întâmplat cavalerului nostru după plecarea de la Han. Se crăpa de ziua când Don Quixote plecă de la Han, voios nevoie mare, mulțumit cum nu se mai poate și până într-atât de tulburat că se vedea armat cavaler, încât fericirea îi da ghes să gonească în galop, cât o țineau pe mărțoagă chingile. Dar, amintindu-și sfaturile gazdei în privința lucrurilor atât de trebuincioase pe care era nevoie să le aibă cu el, mai cu seamă banii și rufăria, hotărâ să se întoarcă acasă și să-și ia de toate, ba și un scutier pe deasupra, făcându-și socoteala să-l tocmească pe unul din plugarii cu care se învecina om sărman și împovărat de copii, dar cât se poate de nimerit pentru slujba de scutier al unui cavaler. Cu acest gând îl îndrumă către satul lui pe care, simțind că se apropie de Iesle, începu să depene din picioare cu atâta foc, încât părea că nici nu mai atinge pământul cu copita. Nu bătuse mult drum, când deodată i se păru că aude venind din dreapta, din desișul unei păduri, niște țipete ascuțite ca de făptură ce se văicărește, și nici n-apucă să le audă bine că și rosti. Slavă Domnului că m-a învrednicit de mare mila sa, scoțându-mi în cale un atât de grabnic prilej de a-mi putea duce la îndeplinire datorințele îndeletnicirii mele, prilej din care să pot culege roadele gândurilor mele bune. Strigătele acestea, fără îndoială, sunt ale vreunui nevoiaș sau ale vreunei nevoiașe care, în nevoința în care se află, are nevoie de sprijinul și de ocrotirea mea. Și, smucind frâul, îl mână pe rosinante înspre partea de unde îi se părea că vin vaietele. Mai făcând el câțiva pași prin pădure, văzu legată de un stejar o iapă, iar de altul legat un băietan, gol de la brâu în sus, care să tot fi avut 15 ani. El era cel care se văicărea, și nu din senin, căci îi căra la curele pe spinare o namilă de țăran, care își întovărășea fiecare lovitură cu câte o sudalmă și câte un imbold, zicându-mi într -una. Na, să te înveți să ții gura!" n să te înveți să caști ochii. Iar băietanul răspundea, nu mai fac, stăpâne, să mă trăsnească Dumnezeu dacă mai fac vreodată. Și dacă n-am să am de aici înainte, grijă de turmă, ca de ochii din cap. Văzând ce se petrece, Don Quixote strigă cu glas mânios. Cavaler lipsit de cavalerism, răuți și să-ți pui mintea cu cei fără apărare în cale că și pune mâna pe lance, căci se afla și o lance sprijinită de stejarul de care era legată iapa. Și am să te fac eu să pricepi că nu mai lași îi fac ceea ce faci dumneata. Țăranul, când se pomeni pe cap cu mămâia aceea înarmată până în dinți, care îi vâra sulița sub nas, crezu că i-a sunat ceasul și cu vorbe mieroase îi răspunse. Stăpâne cavaler, băietanul ăsta pe care îl pedepsesc e un argat de-al meu care îmi slujește la păzitul turmei de oi ce am pe aici, prin împrejurim. și e în așa hal de lăsător încât nu-i zi să nu-mi lipsească vreuna. Iar dacă îl pedepsesc pentru nebăgarea lui de seamă sau mai curând pentru furtișag, zice -o că o fac de-a furisit ce sunt ca să nu-i plătesc simbria cuvenită dar pe Dumnezeul și pe sufletul meu, dacă nu minte. Minte în fața mea, bădărane, zise Don Quixote. Se considera o insultă adusă persoanei cu care vorbeai să declar de față cu aceasta că un al treilea minte. Chiar și faptul de a-l dezminți pe un terț era o necuvință față de interlocutor pe sfântul soare care ne luminează, dacă nu-ți trec acum fierul lăncii ăsteia dintr-o coastă în cealaltă. Să-l plătești îndată și fără să crâgnești, că de nu, pe Dumnezeu a toate o cârmuitorul, aici, pe loc, sfârșesc cu tine și te nimicesc. Dezleagă-l numai decât. Țăranul puse capul în piept și, fără multă vorbă, își dezlegă argatul pe care Don Quixote îl întrebă cât îi datora stăpânul său. El îi răspunse că îi datora simbria pe nouă luni, câte șapte real pe lună. Don Quixote făcu socoteala și găsi că suma se urca la 63 de reali, așa că îi porunci țăranului să-i scoată fără întârziere din pungă, dacă îi era dragă viața. Țăranul, vârât în sperieți, răspunse că să n-aibă parte de năpasta cei căzuse pe cap și de jurământul pe care îl făcuse, cu toate că n-apucase să se jure pe nimica, dacă erau atâția, pentru că mai avea să-i scadă și să-i pună în socoteală trei perechi de încălțări, pe care îi le dăduse, și un real costul a două rânduri de lipitori ce pusese el să-i pună când fusese bolnav. Toate astea sunt bune și frumoase, îi întoarse Don Quixote vorba. Numai că în încălțările și lipitorile trebuie să rămână în prețul bicelor pe care i le-ai tras, fără să-ți fi greșit cu nimica. Căci dacă el a rupt pielea încălțărilor plătite de dumneata, apoi și dumneata i a rupt lui pielea. Iar dacă bărbierul i-a luat sânge când era bolnav, dumneata l a sângerat de-a sănătos. Așa că, dinspre partea asta, nu ți-e dator cu nimica. Din păcate, stăpâne cavaler, n-am bani la mine, dar să vină Andres cu mine acasă, că îi dau pe toți până într-o para. Eu să mă duc cu el, strigă boietanul, iar, odată cu capul, nici prin gând nu-mi trece stăpâne, căci dacă s-o vedea iar singur cu mine, mă jupoaie de viu, ca pe sfântul Bartolomeu. Banare s-o facă, îi întoarse vorba Don Quixote. Ajunge că eu poruncesc eu și are să-și țină cuvântul din respect pentru mine? Iar dacă mi și jură pe sfânta lege a tagmei cavalerești în care a fost primit, îl las să plece slobod și mă pun chezaș pentru plata simbriei. Ia seama, măria ta stăpâne, la ce vorbești, zise iar băietanul căci stăpânul meu, pe care îl vezi aici, nu-i cavaler nici de leac și nici n-a fost primit vreodată în vreo tagmă cavalerească, fiindcă el nu e altul decât Juan Haldudo, chiaburul, sătean din Quintanar. N-are face, răspunse Don Quixote, fiindcă și halduzii pot fi cavaleri, cu atât mai mult cu cât fiecare om e odras la faptelor sale. Asta așa -i răspunse Andres, dar dacă-i vorba de stăpânul meu, o dras la căror fapte poate fi el când îmi poprește simbria și sudoarea și truda. Nu-ți popresc nimic, frate Andres, îi întoarse vorba țăranul, dar fă numai hatârul și vină cu mine, căci jur pe toate tagmele care scavalerești pe lumea asta, cam să-ți plătesc tot, așa cum am spus, până într-o para, bancă și cu dobândă. De dobândă te scutesc, zise Don Quixote. dă simbria în real și sunt foarte mulțumit cu asta. Dar bagă de seamă, să faci așa cum ai jurat, că de nu, îți jur și eu, tot pe jurământul pe care ai jurat, că mă voi întoarce să te caut și să te pedepsesc și că nu scap de mine nici dacă te ascunzi în gaură de șarpe. Iar dacă vrei să știi cine ți-o poruncește, ca să te simți și mai vârtos legat, să-ți ții jurământul, află că eu sunt viteazul Don Quixote de la Mancia, tămăduitorul nedreptăților și obidelor, așa că rămâneți cu Dumnezeu și să nu-ți muți gândul de la cele făgăduite și juruite sub pedepsa pedepsei de care am pomenit. Și spunând acestea, detepinte în lui Rosinante și se îndreptă cât putu mai grabnic. Țăranul îl urmări cu privirea și când îl văzu ieșit din pădure și pricepu că n-avea de gând să se mai arate, se înturnă spre argatul său Andres și îi vorbi așa. Vin la ca băiete, să-ți plătesc ce-ți sunt dator, așa cum mi-a poruncit tămăduitorul obidelor. Ce-o dau cu jurământ, zise Andres, și poți fi încredințat, dumneata, că n-ai cum să nu îndeplinești porunca acestui milostiv cavaler, ție-l Dumnezeu o mie de ani cu viață, că după cât e de viteaz și de bun judecător, te-a văzut sfântul dacă nu-mi plătești, că se întoarce și pe loc face ce a zis că face. Ți-o dau și eu cu jurământ, spuse țăranul, dar de mult ce te iubesc, vreau să-mi sporesc datoria ca să-ți pot spori și plata. Și apucându-l de o mână, îl legă din nou de stejar și trase la gârbace de lăsă mai mort. Cheamă-l acum a Andres, zicea țăranul, pe tămăduitorul nedreptăților. Să vezi cum are să o tămăduiască și pe asta, cu toate că mă bate gândul că n-am dus-o la capăt, fiindcă îmi vine chef să te jupoi de viu, așa cum te temeai. Până în cele din urmă îl dezlegă totuși și îi dădu drumul să-și caute judecătorul, ca să-și ducă la îndeplinire județul în care se rostise. Andres plecă tare cătrănit, jurând să meargă în căutarea viteazului Don Quixote de la Mancia și să-i povestească de a fir în păr toată pătărania, mai jurând că și stăpânul său avea să-i o plătească cu vârf și îndesat. Cu toate acestea, el plecă plângând și stăpânul său rămase râzând. Acesta-i felul în care îndreptă nedreptatea viteazul Don Quixote, care, cum nu se poate mai încântat de cele întâmplate, căci îi se părea că și începuse într-un ceas bun și cu măreție isprăvile cavalerești, se îndemna la drum, cu multă mulțumire de sine, spre satul lui, rostind ca, pe, ca pentru dânsul. Ferice te poți socoti între câte femei viețuiesc pe pământ, o, tu frumoasă între frumoase, dulcinea del Toboso! că ți-a fost ursit de soartă să robești voinței și meritelor tale pe un cavaler atât de vașnic și de vestit, cum este și va fi Don Quixote de la Mancia, care, cum se știe și cum știe o lume întreagă, doar de ieri armat cavaler a și lecuit azi cea mai mare nedreptate și jignire pe care nelegiuirea o putea închipui și cruzimea omenească săvârși, căci astăzi smulse biciul din mâna acelui neîmblânzit vrăjmaș, care atât de nedrept tăbărâse cu bătaia asupra unui biet copil nevolnic. Între timp, ajunse la o răspântie de unde porneau patru drumuri și veniră pe loc în minte răscrucile la care stăteau cavalerii rătăcitori să chipzuiască pe ce drum, din câte avea în față, să apuce. Și, ca să facă în tocmai ca ei, rămase o bucată de vreme locului și, după ce se gândi mult și bine, dădu frâul liber lui Rosinante, lăsându-se în voia calului, care își urmă primul îndemn, acela de a lua calea grajdului. Iar după ce merse ca la vreo două poște, Don Quixote văzu pe drum o grămadă de oameni care, cum se află mai târziu, erau niște neguțători toledani plecați să cumpere mătase din Mursia. Erau șase și umblau cu umbrelele deschise cu alți patru oameni călări în urmă slucile lor și cu trei catârgii umblând pe jos. Nici nu-i zări bine, Don Quixote? Și intră îndată în cap că-i vorba de o nouă aventură și, ca să -i imite întru totul, atâta cât i se părea cu putință isprăvile citite în cărți, își zise că se potrivește aici de minune una pe care avea de gând să o săvârșească. Și astfel, luându-și o ținută măreață și sigură de sine, se înfipse bine în șa, își strânse scutul la piept, cu lancea în cumpănire și, proțăpit în mijlocul drumului, stătu să aștepte apropierea cavalerilor acelor arătăcitori, căci îi și judecase drepta tare și hotărâse că asta sunt. Iar când ajunseră ei la depărtarea de la care se putea și vedea și auze, auzi unul pe altul, Don Quixote dete glas și rosti cu ton de sfidare. Să stea locului toată lumea dacă nu mărturisiți cu toții că nu se află pe fața pământului domniță mai frumoasă decât împărăteasa din La Mancia, neasemuita Dulcinea del Toboso. Stătură locului neguțătorii la auzul acestor cuvinte și la văzul ciudatei figuri a celui care le rostea și, după chipul și vorbele lui, nu le trebuie mult până să-și dea seama de nebunia insului. Dar avură chef să vadă mai pendelete încotro țintea mărturisirea aceea care le era cerută, așa că unul din ei, cam mucalit din fire și hâtru cum nu se mai poate, răspunse. Senior Cavaler, noi ăștia habar n-avem cine este frumoasa domniță de care vorbești. Arată-ne-o și dacă o fi să fie de așa neasemuită frumusețe, cum ne lași să înțelegem? Cu dragă inimă și fără să ne strângă nimeni cu ușa, vom recunoaște adevărul pe care ne ceri să-l mărturisim dinspre parteți. Dacă v-aș arăta-o, îi întoarse Don Quixote vorba. Cu ce mare ispravă v-ați mai putea lăuda, mărturisind un adevăr atât de vădit? Lucrul de căpetenie este să credeți. Fără să o fi văzut, să mărturisiți, să declarați, să jurați și să susțineți că de unde nu aveți de-a face cu mine, țopârlan și neamuri proaste ce sunteți. Veniți numai decât unul câte unul, așa cum cere rânduia la cavaleriei, sau toți buluc, cum e obiceiul și năravul celor de teapa voastră. Vă aștept aici, gata de orice o fi să fie, încredințat că am dreptatea de partea mea. Senior cavaler, răspunse neguțătorul, cu rugăminte cad la picioarele măriei tale și te rog, în numele tuturor acestor principi ce sunt aici de față, să te milostivești, ca să nu ne încărcăm sufletul mărturisind un lucru nemai auzit și nemai văzut de noi vreodată, mai cu seamă că ar fi în paguba împărăteselor și regilor din Alcaria și Estramadura și să fii bun a ne arăta vreo icoană de acestei domnițe, măcar do fi ea doar cât un bob de grâu, căci dintr-un fir de ață poți ști cum e tot ghemul și cu asta noi rămânem mulțumiți și încredințați iar măria ta vei rămâne încântat și răsplătit. Ba încă socot că suntem până într-atâta de părerea măriei tale, încât, chiar dacă portretul ne-ar arăta ce chioară e de un ochi, iar că din celălalt îi se scurge rugină și pucioasă, cu toate acestea, ca să fim pe placul măriei tale, vom spune spre cinstea sa tot ce ți-o plăcea să spunem. Nu i se scurge, lepădătură nemernică, răspunse Don Quixote aprins de furie. Nu i se scurge, zic, ceea ce zici, ci din potrivă, ambră și parfum de mosc. Și nu e nici chioară, nici gheboasă, ci e mai dreaptă decât un fus. Iar nemai auzit a hulă ce va ieși din gură împotriva unei atât de cerești frumuseți ca aceea doamnei și stăpânei mele, aveți să-mi o plătiți și, zicând acestea, se năpusti cu lancea în jos împotriva celui care vorbise, cu atâta furie și necaz, că dacă soarta milostivă n-ar fi făcut să se poticnească rosinante și să cadă la jumătatea drumului, ar fi fost vai și amar de îndrăznețul negustor. Rosinante se prăvăli și-și trimise stăpânul de a rostogolul cât colo pe miriște și, încercând el să se ridice, ridică-te dacă poți. Așa de tare îl trăgeau în jos lancia, scutul, pintenii și casca, pe lângă greutatea armurii străvechi. Și pe când se lupta să se scoale și nu izbutea, zicea întruna: Nu fugiți mișeilor, oameni de nimic, stați un pic, că nu din vina mea, ci dintr-a calului, zac eu acum la pământ. Unul din catârgii, care mergeau după neguțători și care trebuie să fi fost cam țâfnos din fire, auzind cât de neobrăzat îi înfrunta bietul cavaler căzut, nu-l mai răbdă inima să nu-i răspundă cu câțiva ghionți în coaste. Așa că, apropiindu-se de el, puse mâna pe lance și, după ce i-o făcut bucăți, începu să-l pe Don Quixote al nostru cu una din ele. Și, Oricât era el de turnat în fier din cap până în picioare, îl îmblăti pe un sac de fasole. Strigau la argați stăpânii să nu-i care atâtea lovituri cavalerului și să-l lase. Dar băietanul se înfierbântase și nu se îndură să părăsească jocul până ce nu-și vărsă toată mânia. Așa că, adunând de pe jos și celelalte scurtături de lance, nu le lăsă până nu le mai rupse odată în capul bietului cavaler căzut, care, cu toată grindina de lovituri ce se abătuse asupra lui, tot nu-și punea frâul limbii, amenințându-i cu o falcă în cer și una în pământ pe bandiți, căci drept asta îi lua acum. Băietanul osteni și neguțătorii își urmară drumul, având ce-și spune cât vor fi umblat pe socoteala sărmanului cavaler ciomăgit, care, după ce se văzu singur, se apucă din nou să încerce dacă se poate ridica. Dar dacă nu putuse, când era bun teafăr, cum avea să poată acum îmblătit și deznodat? Ba încă se socotea norocos, părându-i se nenorocirea dintre cele mai nelipsite cavalerilor rătăcitori și punând vina pe de pe seama calului. Dar de ridicat n-avea cum să se ridice după cum îi erau de înmuiate oasele.